Unul dintre scopurile explorărilor spațiale este de a aduce înapoi monstre extraterestre pe care cercetătorii să le poată investiga pentru a obține o mai bună înțelegere despre propriul nostru univers. Însă, ar trebui să abordăm aceste demersuri cu îndrăzneală sau ar trebui să fim precauți și rezervați? În episodul de astăzi vom explora ce ne învață noul coronavirus și, practic, toate celelalte boli infecțioase despre prelevarea monstrelor din spațiu, dar mai ales de pe Marte. Ar fi foarte ciudat să fie cineva în prezent care să nu fi auzit despre recenta pandemie provocată de COVID-19. A apărut practic peste tot în știrile din ultimele săptămâni, la televizor, în ziare, dar mai ales în spațiul online unde se monitorizează live situația pandemiei. Este imposibil să intri pe rețelele de socializare fără să primești informații despre ce se întâmplă. COVID-19 este o tulpină de coronavirus care afectează în principal sistemul respirator al persoanei infectate. Acest virus este originar din orașul Wuhan, China, motiv pentru care la început a fost numit coronavirusul din Wuhan, care mai târziu a fost modificat pentru a evita prejudecățile rasiale. Acest nou virus se răspândește în aer, mai exact atunci când un individ infectat împrăștie particulele de salivă și mucoasă în aer în timpul unui strănut, transmițând astfel virusul persoanelor mai sensibile. Acesta este un lucru important de notat pentru că nu trebuie să confundăm în aer cu aerul pe care îl respirăm în fiecare moment. Potrivit rapoartelor, virusul a fost răspândit în China la sfârșitul anului 2019, dar aparent guvernul chinez a prevenit împrăștierea zvonurilor și știrilor despre afecțiune. Cu toate acestea, mulțumită eforturilor depuse de doctorul Liu Enliang și publicărilor sale pe rețelele de socializare, informațiile despre virus au ajuns pe primele pagini ale ziarelor și este acum considerat erou național pentru că și-a susținut afirmațiile chiar dacă presa și oficialii l-au numit un mincinos care distribuie informații false. El a murit totuși pe data de 7 februarie 2020 după ce a contactat chiar el COVID-19 și a suferit complicații pulmonare. Totuși, pe data de 30 decembrie 2019, atunci când el a avertizat despre gravitatea noului coronavirus, problemele cauzate de acesta erau deja foarte dificil de controlat, iar pașii făcuți de guvernul chinez pentru a-l izola au fost extrem de drastici. Informațiile alarmante despre acest virus sunt cele cu privire la cât de rapid s-a răspândit boala și faptul că urmează să vedem o creștere exponențială a cazurilor confirmate. Cred că întrebarea din mintea tuturor este cum a început această infectare și, mai important, ce legătură are cu explorările spațiale. La începutul acestui an au existat diverse știri conform cărora virusul a fost prima dată contractat din supă de liliac, servită în piața de animale din Wuhan drept o delicatesă locală. Aceste informații pot fi false pentru că nu există suficiente dovezi care să sprijine acest lucru, dar această ipoteză conform căreia supa de liliac este sursa virusului nu este complet nefondată, chiar deloc. Știu că mulți dintre voi sunt experți și cunosc foarte bine domeniul biologiei și sunt familiarizați cu modul în care funcționează un coronavirus, însă pentru cei care nu știu foarte multe detalii, acest tip de virusuri se găsește de obicei la lilieci. De fapt, coronavirusurile se credeau a fi exclusiv zoonotice, adică se presupunea că infectează doar animalele. Atunci, cum s-a ajuns în punctul în care a devenit periculos pentru oameni? Potrivit studiilor recente efectuate de oamenii de știință, virusul nu a trecut direct de la lilieci la oameni. Cel mai probabil o altă specie de animale a fost infectată la început, după care, pe măsură ce virusul a suferit diverse mutații, a ajuns să fie dăunător pentru noi. Ce specie a servit drept intermediarul din cauza căruia noul coronavirus a putut infecta oamenii? Animalul pe care îl căutăm arată ca un hibrid între furnicar și reptile. Mai exact, animalul despre care vorbim este cunoscut în toată lumea drept pangolin. Oamenii de știință au creat această ipoteză după ce a fost descoperită o tulpină de coronavirus care este similară în proporție de 96% cu cea care afectează în prezent oamenii din întreaga planetă. Pangolinul, aparent inocent și pe cale de dispariție, a devenit acum suspectul principal în introducerea virusului la oameni. Se crede că solzii acestui animal bizar au proprietăți medicinale. Această convingere este de fapt parte din cultura chineză.
Din cauza acestei informații, mulți oameni înstăriți sau oameni de afaceri din întreaga lume iau parte la braconajul, traficul și comercializarea acestui animal în ciuda faptului că se află pe lista speciilor pe cale de dispariție. Aceasta este o afacere foarte restricționată și nereglementată. Din moment ce totul cu privire la panglioni este strict interzis, orice s-a petrecut în acea piață de animale este dincolo de puterea legii. Acesta este modul în care s-ar fi putut răspândi virusul dintr-un loc în altul și, din păcate, chinezii sunt recunoscuți pentru braconajul și comercializarea pangolinilor. Ne-am dorit să vă spunem că aceste informații sunt bazate pe deducția datelor obținute din studii, dar o căutare rapidă pe Google care să includă termenii pangolin, braconaj și chinez ne duce la o mulțime de rezultate ale căutărilor care susțin această ipoteză. În cazul orașului Wuhan, totul ar fi început în piața de animale pe care am menționat-o mai devreme. Acest loc este extrem de aglomerat și neigienic pentru comercializarea alimentelor proaspete, ceea ce îl transformă într-un teren perfect pentru înmulțirea și evoluția bacteriilor și a virusurilor. Pangolinul, care a fost sursa inițială a virusului, ar fi putut fi vândut în această locație. Este de asemenea posibil ca infecția să fie ajuns în afara Chinei ca rezultat al comercializării pangolinilor în alte țări pentru așa numitele proprietăți medicinale ale sorzilor lor. O altă posibilitate este ca turiștii de acolo să fi contractat virusul direct de la persoanele infectate după care s-au întors în țara lor, transmițându-l mai departe. În acest moment nu există o modalitate sigură de a afla aceste informații. Tot ce putem face este să prevenim răspândirea noului coronavirus. Acesta este cu siguranță un incident tragic. Poate că am fi putut evita această pandemie dacă ar fi existat reglementări mai puternice cu privire la braconajul și comercializarea animalelor sălbatice. Știu că titlul acestui videoclip ne spune despre legătura dintre coronavirus și călătoriile pe Marte. Am vorbit despre virus, deci acum haideți să trecem la subiect și să vorbim despre prelevarea monstrelor de pe suprafața planetei roșii. Oamenii de știință au avut mult timp la dispoziție pentru a colecta eșantioane de roci și praf cosmic de pe Marte pentru a putea fi studiate aici, pe planeta noastră. De fapt, aceste expediții s-au tot întâmplat, iar prima a avut loc cu numai puțin de 30 de ani în urmă. Totuși, cât de mult contează explorarea planetei roșii? Doi dintre cei mai bogați lideri de corporații sunt practic într-o cursă unul împotriva celuilalt pentru a construi prima navă spațială care să ducă astronauți pe Marte și să îi aducă acasă în siguranță. Într-un colț al ringului îl avem pe directorul general al companiilor Tesla Motors și SpaceX. În celălalt colț al ringului este directorul general al companiei americane de comerț online Amazon, Jeff Bezos, și compania sa Blue Origin. Ambele companii urmăresc același obiectiv și anume să transporte oameni pe suprafața planetei Marte pentru prima dată. Desigur, putem adăuga în această ecuație și expedițiile finanțate de statul american care urmăresc aceleași obiective. Ideea este că aceste expediții necesită extrem de mult efort din toate punctele de vedere, indiferent de compania care dorește să ajungă prima pe planeta roșie. Adevărul este că nu putem învinovăți oamenii de știință sau miliardarii pentru faptul că vor să știe mai multe lucruri despre Marte. Este practic o planetă soră și cea mai mare parte din compoziția sa este foarte asemănătoare cu cea a Pământului. În ce moduri? Pentru cei care nu știu, astronomii au găsit urme de apă în solul planetei Marte, cu toate că sub formă de gheață, dar acest lucru nu reprezintă un pas înapoi, pentru că și în trecutul planetei noastre, apa se găsea doar sub formă de gheață și nu la fel de prezentă, albastră, vastă ca acum. De asemenea, poziția lui Marte face ca temperaturile să nu atingă praguri extreme, iar proliferarea vieții este foarte posibilă în zonele cu climă temperată. Gravitația planetei roșii este în proporție de 38% similară cu cea a Pământului și se crede că este adecvată pentru formele de viață cunoscute de noi, mai exact pentru supraviețuirea rasei umane acolo. Cu toate că are o atmosferă, aceasta nu este complet dezvoltată pentru a proteja planeta de radiații și, în plus, ciclul de zi-noapte este practic la fel ca cel de pe Pământ, cu doar 2,7% mai încet. Nu este nevoie de intervenția unui om de știință pentru a ne da seama că de fapt aceste expediții au ca scop dezvoltarea vieții pe Marte.
Toate detaliile pe care le-am prezentat până acum îi dau de gol pe dezvoltatori și ne face să înțelegem că prelevarea monstrelor nu este singurul obiectiv al acestora. La știri sunt foarte multe reportaje cu privire la schimbările climatice extreme și că poate ne apropiem de timpul când trebuie să ne găsim o nouă casă sau rasa umană, ca specie va dispărea în cele din urmă. Un alt obiectiv al călătoriilor spațiale cu destinația Marte este de a determina dacă a existat viață acolo în trecut. Această ipoteză vine de la faptul că există apă pe suprafața planetei și, după cum bine știm de la propria planetă, apa este izvorul vieții, cel puțin pe Pământ. Chiar dacă valabilitatea acestui obiectiv trebuie determinată, în tot acest timp astronomii au ajuns la câțiva centimetri de validare a acestei dileme. În 1984, Alan Hill a descoperit un meteorit în Antarctica care poate fi o rămășiță a planetei Marte. Derulând timpul cu 12 ani mai târziu, oamenii de știință au găsit dovezi care pot indica prezența fosilelor microscopice de bacterii în acel meteorit, un semn al vieții. Această știre a fost răspândită de președintele american Bill Clinton și a ținut prima pagină a ziarelor din toată lumea. Indiferent de cât de bună era această veste, avea totuși problemele sale, iar lucrurile au luat o întorsătură uriașă. Biologia ne învață că o formă de viață care depinde de o alta este un proces natural. Vedem asta aproape în fiecare zi. Căpușele de pe câini, vulturi care mănâncă șobolani, maimuțe care mănâncă fructe, balene ce mănâncă plancton. Practic, toate formele de viață depind de un anume ciclu. Nu știm încă dacă așa presupusele forme de viață care au existat pe Marte nu ar ataca oamenii în urma contactului. Efectuarea diverselor expediții pe Planeta Roșie cu scopul de a aduce forme de viață extraterestre pe Pământ prezintă riscul de a ne contamina cu un agent patogen nemai văzut până acum. Cunoaștem faptul că viața pe planeta noastră depinde foarte mult de sintetizarea proteinelor cu diverse elemente. Încă nu putem fi siguri dacă acest lucru este valabil și în cazul lui Marte, de aceea astronauții plecați în expediții nu vor ieși pur și simplu din navetă atunci când se întorc pe Pământ. Ei vor fi nevoiți să petreacă ceva timp în carantină înainte să fie integrați înapoi în societatea noastră. De asemenea, există o posibilitate de a contamina chiar noi planeta Marte. Acest lucru înseamnă că există riscul ca astronauții să poarte agenți patogeni de pe Pământ care să fie dăunători sau chiar fatali pentru posibilele forme de viață de pe suprafața planetei Marte. Din cauza acestui risc, în 2000 a fost creat un grup ce are ca scop împiedicarea aducerii probelor marțiene pe planeta noastră. Comitetul Internațional împotriva aducerii probelor marțiene pe Pământ sau ICAMSR dorește ca practic Marte să fie lăsată în pace, liberă de povara adusă de curiozitatea omenirii. Această grupare a fost creată în ciuda existenței Biroului de Protecție Planetară care garantează că standardele explorărilor spațiale sunt extrem de sigure și respectate cu strictețe. Acest birou are ca scop să țină numărul microorganismelor cât mai scăzut pentru fiecare expediție spațială, bazându-se pe ecuația lui Coleman-Sagan, care propune o rată de 1 la 10.000 de șanse de contaminare a planetei Marte cu agenți patogeni aduși de pe Pământ, ceea ce înseamnă că șansele de contaminare a planetei roșii sunt de 0,01%. Iar în ceea ce privește studierea monstrelor, biroul a ordonat că cercetările și experimentele vor fi efectuate într-o locație izolată și pusă în carantină. Desigur, aceasta este o altă contramăsură pentru a preveni contaminarea planetelor. Judecând după aceste măsuri de prevenire impuse de autorități, se pare că atât organizațiile care se întrec în cursa spațială, cât și oamenii sunt cât se poate de în siguranță, dar, desigur, acesta este totodată cel mai bun scenariu la care putem spera. Posibilitatea contaminării încă există, chiar dacă în proporție de doar 0,01%. Acest lucru ridică alte întrebări adresate umanității. Cât de departe ne va duce curiozitatea noastră? Suntem dispuși să ne asumăm riscurile căutării altor forme de viață pe diverse planete doar pentru a ne satisface propriile obiective și să ne asigure existența ca specie în viitor dacă daunele propriei planete sunt irreversibile? S-a demonstrat în cazul noului coronavirus că dorința naturală de a descoperi lucruri noi a unor persoane a stabilit că solzii pangolinilor nu au efecte terapeutice așa cum se credea în cultura chineză și mai degrabă a provocat mutația unui virus care acum afectează întreaga lume.
Nu este imposibil ca expedițiile pe Marte să ia o întorsătură drastică. Credem cu tărie că pe măsură ce cunoaștem mai puține informații, cu atât curiozitatea noastră ne împinge către lucruri pozitive sau negative în mod inevitabil. Noi, oamenii, suntem curioși peste măsură în mod natural, dar prin crearea unui sistem bine implementat, compus din reglementări, standarde și legi, astfel încât abuzurile și acțiunile excesive să poată fi împiedicate, atunci putem găsi un oarecare confort în sensul că eforturile depuse de oameni pentru explorarea planetelor au o natură ce ține cont de etici și respectă standardele explorărilor spațiale impuse de Biroul de Protecție Planetară. Se pare că videoclipul de astăzi ridică mai multe întrebări decât cele la care am răspuns. Prin urmare, acum lăsăm examinarea datelor pe mâna voastră. Voi ce credeți? Curiozitatea noastră merge prea departe? Compromite mai multe bunuri decât ce primim în schimb în urma explorărilor spațiale? Merită? Ar trebui să fim mai atenți cu privire la ceea ce facem și unde călătorim? Ne-ar plăcea să ne scrieți în rubrica de comentarii.